felicitări. Ce înseamnă pentru voi această medalie? Mulțumim, este o medalie foarte frumoasă, muncită și ne bucurăm extrem de mult. Cred că am așteptat-o foarte mult, nu ne așteptam. Speram să fim pe trei, ne știam adversarele, am tras până la ultima lovitură pentru ea. E cât aurul? Da, valorează cât un aur pentru noi. Într-adevăr, este o medalie foarte, foarte puternică, să zic așa, valorează cât un aur, chiar dacă este un argint. Pe podium ne-am simțit ca fiind cele mai bune din lume, chiar dacă aveam argintul la gât. Cursa a fost pentru spitalul de cardiologie. Nu știm cum s-a văzut din exterior, noi am încercat să facem cursa noastră, să nu ne luăm după celelalte adversare, să fim cu cam în barcă și să știm pe ultima parte când să luptăm. Ați fost și pe 4 și pe... Și cum ați revenit, fetelor, atât de tare? Am fost la distanțe foarte mici, și pe 4 și pe 3, deci a fost însemnat locul acela 4. A contat să fim lucide și să rămânem relaxate și să știm ce avem noi de făcut. A fost cum... verzi pe ultima 100 de metri? Da, nu mi-a fost rău la nicio cursă cum mi-a fost la asta. Am dat chiar ultima răsuflare din mine. Ochii din cap. Exact. Cum a spus și Antonio, chiar dacă în cursă suntem pe 3, pe 4, pe 2, pe 1, important este rezultatul după linia de finish. La ultimele jocuri v-ați fi gândit că la următoarea veți fi pe podium și veți avea, iată, medalii frumoase? Nu ne-am gândit ce urmează după Tokyo. Eu am concurat în barca de 8+1 și am venit pe locul 6. A fost un rezultat dur, dar cred că aveam nevoie de acel rezultat ca să pot câștiga acum această medalie. Eu am fost în barca de 4 rame la Tokyo. Am fost un echipaj tânăr. Chiar dacă am venit pe 9 atunci, a fost un rezultat bun pentru noi și un pas înainte.